Emisiunea realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Octav Tarlapan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să urmărim care sunt principalele titluri ale ediției. Republica Moldova pășește în următoarea etapă a parcursului său de aderare la Uniunea Europeană, astăzi fiind deschisă prima ședință de screening bilateral. Începând cu 12 septembrie, de pe aeroportul internațional Chișinău, va fi deschisă o nouă cursă Chișinău-Atena. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Dorin Recean. Permisele de conducere emise în Republica Moldova vor fi recunoscute în Franța. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de guvern. Strategia de dezvoltare Sport 2030 a fost aprobată astăzi de guvern. Potrivit actului, urmează să fie realizate acțiuni de promovare a practicării sportului și de adoptarea unui stil de viață activ pentru menținerea sănătății populației. Republica Moldova pășește în următoarea etapă a parcursului său de aderare la Uniunea Europeană, proces care o va ancora într-un spațiu al păcii, stabilității, prosperității și libertății. Declarația a fost făcută de vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, în deschiderea primei ședințe de screening bilateral. Potrivit ei, faptul că am ajuns la această etapă în doar 2 ani de la primirea statutului de țară candidată vorbește mult despre eforturile depuse de autorități și societate, dar și despre deschiderea partenerilor europeni. Este și un semnal foarte clar al deschiderii Uniunii Europene, Comisiei Europene, de a ne primi ca parte a familiei Uniunii Europene, de a accelera procesul nostru de aderare la Uniunea Europeană. Este esențial pentru noi acasă să continuăm să ne mobilizăm eforturile la maxim, în așa fel ca în următorii ani să reușim să facem cât mai multe. Și aici etapa de screening bilateral, așa cum ați menționat dumneavoastră, domnule comisar Varhele, este cu adevărat piatra de căpătâi a procesului de negocieri propriu zise. O să ne ajute acest proces să înțelegem mai bine unde suntem în procesul nostru de aderare, cât suntem de pregătiți. Vicepremierul moldovean și-a exprimat recunoștința față de Bruxelles pentru că a acceptat ca prima ședință de screening bilateral să aibă loc la Chișinău. Este un semnal foarte puternic al Comisiei Europene, al statelor membre, că sunteți deschiși și dispuși, nu doar să ne cunoașteți pe hârtie, dar și în viața reală. Ne bucurăm mult colegii din cadrul Comisiei Europene o să poată fi în prezență aici timp de 2 zile, să ne cunoască mai bine, inclusiv cum lucrăm, cum discutăm, cum interacționăm între noi. Totodată, în debutul ședinței de screening bilateral, comisarul european pentru politică de vecinătate și negocieri de extindere, Oliver Varhele, a declarat că Republica Moldova poate începe integrarea graduală în Uniunea Europeană înainte să devină stat membru al UE. Because of course gradual integration means, and this is the... Integrarea graduală înseamnă că dacă veți vrea să beneficiați de pe urma anumitor capitole, va trebui să le îndepliniți în totalitate. Începeți cu capitolul achiziții publice, care este unul important nu doar pentru că face parte din clusterul de bază, dar și pentru că voi ați putea să obțineți acces la sistemul de achiziții publice europene încă înainte integrării. Asta înseamnă că ați putea aduce fonduri europene mai rapid în Republica Moldova, cu condiția că implementați toate condițiile. Oficialul european a subliniat că la ședințele de screening bilateral vor participa aproximativ 1200 de experți ai Comisiei Europene, care vor pune autorităților Republicii Moldova peste 4000 de întrebări relevante. În context, comisarul european a lăudat eforturile Chișinăului, mai ales în contextul presiunii puternice puse de Rusia, menționând presiunile energetice, atacurile cibernetice sau finanțarea ilegală a unor grupări criminale. We'll be right back.
Permisele de conducere emise în Republica Moldova vor fi recunoscute în Franța, un proiect de lege care prevede semnarea acordului dintre cele două țări privind preschimbarea reciprocă a permiselor a fost aprobat de către guvern. Totodată, premierul Dorin Recean a comunicat în ședință că programul guvernamental 373 a reușit să atragă în Republica Moldova investiții de 2 miliarde de lei și să ofere 1000 de locuri de muncă. Cabinetul de ministri a aprobat inițierea negocierilor și aprobarea semnării acordului încheiat între guvernele Republicii Moldova și Republicii Franceze cu privire la preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere. Autoritățile își propun astfel să simplifice procedurile pentru titularii documentelor eliberate în Republica Moldova sau Franța. Scopul acordului constă în asigurarea realizării corespunzătoare a procedurii de conversiune a permiselor de conducere, precum și simplificarea procedurii sus menționate pentru titularii de documente de conducere eliberate de autoritățile competente din Republica Moldova sau de autoritățile din Republica Franceză. Totodată, luând în considerare prevederile acordului, încheierea acesta va contribui la consolidarea relațiilor bilaterale, iar cetățenii ambelor state vor beneficia de proceduri simplificate de conversiune a permiselor. De asemenea, în cadrul ședinței executivului a fost prezentate rezultatele programului 373, iar premierul Dorin Recean a apreciat eficacitatea acestuia. Vreau să-l remarc, este succesul programului 373 de a atrage investiții. Avem deja peste 370 de companii care prin acest proiect au atras 2 miliarde de lei investiții și asta înseamnă peste 1000 de locuri noi de muncă create și vreau să apreciez rezultatul și eficacitatea acestui program. Un alt proiect aprobat de guvern se referă la clasificarea situațiilor excepționale și a modului de acumulare și prezentarea informațiilor în domeniul protecției populației în caz de situații excepționale. Prezentul proiect este elaborat în scopul facilitării procesului de acordare a compensațiilor și ajutorului umanitar în situații excepționale, inclusiv agricultorilor afectați în calamitățile naturale asupra recoltei anului 2020. Respectiv, aportul proiectului menționat constă în stabilirea termenului de 90 de zile calendaristice pentru prezentarea de către organele centrale de specialitate a administrației publice și autoritățile administrației publice locale a informației cu privire la situațiile excepționale produse și consecințele acestora. De asemenea, guvernul a aprobat proiectul privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării angajamentului administrativ între ministerele de interne din Republica Moldova și Franța privind cooperarea în domeniul securității pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice din 2024. Potrivit autorităților, aranjamentul respectiv va consolida relațiile dintre cele două state în domeniul securității prin preluarea inclusivă a bunurilor practice de menținere a ordinii și securității publice în schimbului de experiență și de reacționare în situații de risc. Proiectul politicii bugetar fiscale și vamale pentru anul 2025 va fi prezentat spre examinare în Parlament joi pe 11 iulie. La elaborarea proiectului au participat activ asociațiile de business. Din partea mediului asociativ, Ministerul Finanțelor a examinat sute de inițiative. Circa o pătrime dintre acestea au fost acceptate și incluse în document. Pe platforma Ministerului de Finanțe au avut loc mai multe ședințe de lucru cu grupuri mixte, cu grupuri foarte mici, pe propuneri exacte. Noi, de fapt, am contabilizat cam 363 de propuneri. Asta așa, în volume, este vreo 300 de foi. Am reușit împreună să le analizăm. Unicul subiect care este neacoperit asta este prețul de transfer. Prețurile de transfer este un concept nou pentru sistemul fiscal din țară și are drept obiectiv evitarea subevaluării sau supraevaluării prețului bunurilor și serviciilor transferate între entitățile asociate pentru a asigura o distribuție corectă a profitului și pentru a preveni evitarea impozitelor. Dialogul la acest subiect continuă. Din partea Asociației Businessul European, IBA Moldova, au fost înaintate peste 140 de propuneri. În acest sens, o parte din propuneri țin la fel de ajustarea cadrului legal al Republicii Moldova la rigorile Uniunii Europene. Astfel vorbim despre finalizarea și definitivarea cadrului legal ce ține de prețuri de transfer. Desigur că nu toate subiectele vor fi susținute. Este un dialog absolut normal.
Proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul viitor poartă un caracter puternic social și pro-business. După o pauză de 3 ani, Ministerul Finanțelor propune creșterea cu 10% a scutirilor personale și celor pentru persoanele întreținute. Totodată, proiectul prevede scutirea de impozit a veniturilor din dobânzile obținute din valorile mobiliare de stat și obligațiunile emise de autoritățile locale. Amintim că Ministerul Finanțelor este în proces de elaborare a platformei electronice ce va permite persoanelor fizice să procure valori mobiliare de stat în mod direct. Republica Moldova are nevoie să-și dezvolte piața financiară. În prezent există un nivel scăzut de intermediere financiară, fapt ce necesită soluții și acțiuni atât din partea mediului bancar, cât și a celui antreprenorial. Banca Națională a Moldovei se situează în centrul acestor discuții pentru a fi identificate soluții în dezvoltarea pieței financiare din Moldova. Declarațiile aparțin guvernatoarei BNM, Anca Dragu, și au fost făcute în cadrul unei întrevederi cu o delegație a Băncii Mondiale, condusă de Antonella Bassani, vicepreședinta pentru Europa și Asia Centrală, aflată la Chișinău. Anca Dragu a comunicat că Banca Națională manifestă un interes sporit pentru dezvoltarea fondului de garantare a investițiilor și a modalităților de garantare menite să vină în sprijinul menținerii și atragerii investițiilor în Moldova. Un subiect aparte în cadrul întrevederii l-a constituit asistența tehnică acordată Băncii Naționale de către Banca Mondială. A fost menționată susținerea oferită pentru dezvoltarea unui cadru de finanțare sustenabilă pentru sectorul financiar al Republicii Moldova, perfecționarea cadrului legal privind rezoluția bancară și elaborarea strategiei naționale de incluziune financiară. Discuțiile s-au axat de asemenea pe situația macroeconomică, dezvoltarea pieței de capital din Republica Moldova, îmbunătățirea sectorului de asigurări, atragerea investitorilor și impulsionarea activității de cercetare în cadrul Băncii Centrale a Moldovei. Întrevederea a avut loc în marja reuniunii Constituției Fondului Monetar Internațional și a Băncii Mondiale, care va avea loc în această săptămână la Chișinău. Începând cu 12 septembrie, de pe aeroportul internațional Chișinău va fi deschisă o nouă cursă Chișinău-Atena. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Dorin Recean în debutul ședinței guvernului. Noi vom continua să deschidem tot mai multe și mai multe curse de pe aeroportul Chișinău. Vedem un interes și o înțelegere și o atitudine prietenească și a țărilor prietene, membre ale Uniunii Europene. Vom continua acest efort. Amintim că la începutul lunii curente, Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a anunțat alte 3 curse noi de la Aeroportul Internațional Chișinău. Potrivit oficialului, din data de 30 septembrie, în fiecare zi de luni, miercuri și vineri, vor fi operate cursele Chișinău-Viena și Chișinău-Varșovia. Totodată, de pe 27 octombrie, va fi lansată și cursa Chișinău-Abu Dhabi, zborurile urmând să fie efectuate în zilele de miercuri, vineri și duminică. Potrivit datelor oficiale, numărul de pasageri care au călătorit prin Aeroportul Internațional Chișinău în primele 6 luni ale anului 2024 a crescut cu 39% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Statul își propune să construiască și să reabiliteze săli polivalente și stadioane de fotbal din centrele raionale, să construiască o arenă națională de fotbal și să doteze complexele și terenurile sportive cu echipament medical. Toate aceste acțiuni se regăsesc în strategia de dezvoltare Sport 2030, aprobată astăzi de guvern. De asemenea, potrivit strategiei, urmează să fie realizate acțiuni de promovare a practicării sportului și de adoptarea unui stil de viață activ pentru menținerea sănătății populației. Comunitatea sportivă este de mult timp în așteptarea unei strategii naționale pentru dezvoltarea sportului și astăzi, pentru prima dată, Republica Moldova o să aprobe un asemenea document de politici. Sunt câteva obiective majore pe care le urmărește strategia, printre care modernizarea infrastructurii sportive, adoptarea infrastructurii sportive pentru persoanele cu dizabilități, crearea stațiilor de control doping în centrele sportive polivalente, promovarea sportului de masă. Potrivit oficialului, strategia presupune mai multe investiții în infrastructura sportivă atât la nivel local cât și la nivel național prin crearea unor spații moderne și accesibile pentru toate categoriile de sportivi. Totodată, documentul prevede și creșterea numărului de persoane care practică exercițiile fizice în mod constant.
În ultimii 3 ani, sportul moldovenesc a devenit practic un brand național. La Jocurile Olimpice și Paralimpice de la Paris din acest an vom avea circa 30 de sportivi. De menționat că acești sportivi pleacă la Olimpiada având în palmares 11 titluri de campioni europeni și 9 de campioni mondiali, majoritatea având șanse reale de a obține medalii pentru țara noastră. Respectiv, strategia include și prevederi reale pentru îmbunătățirea condițiilor pentru pregătirea sportivilor de performanță, înființarea cabinetelor medicale moderne de recuperare, crearea unui centru unic de susținere a loturilor naționale cu vitamine, suplimente nutritive, preparate medicamentoase și echipament necesar. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în prezent, în Republica Moldova funcționează 101 școli sportive frecventate de circa 39.000 de copii. Comparativ cu anul 2000, atât numărul școlilor, cât și cel al sporturilor a crescut cu circa o treime. Doamnelor, domnilor, știrile noastre se încheie aici, însă ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md și pe rețelele de socializare Facebook, YouTube și Instagram. Urmează știrile din sport și datele meteo. Eu vă doresc o seară liniștită în continuare alături de cei dragi și vă dau întâlnire și mâine la ora 17 și la ora 19. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Emisiune realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.